Secolul 21 este marcat de o descoperire uluitoare. Existența unei rețele întinse de tuneluri subterane, posibil interconectate la nivel mondial. Pe lângă grote și peșteri create de natură, peste tot în lume s-au descoperit diverse canale și tuneluri subterane construite, spun oamenii de știință, de civilizațiile antice sau de alte civilizații premergătoare celei umane. Spații, adesea gigantice, ai căror pereți au fost tratați pentru conservare prin metode și tehnologii necunoscute în ziua de azi. Sergeevka este un cătun uitat de lume din regiunea Moscova. Tot soiul de evenimente stranii se petrec în jurul lacului din apropiere. Se spune că acesta, denumit sugestiv Bozdoni, adică fără fund, este conectat cu oceanele, adâncimea lui fiind necunoscută. Până și pe hărțile militare, profunzimea lui nu este clar stabilită, fiind doar aproximată între 150 și 200 de metri. Lacul apare menționat și în scrierile poetului rus Alexander Blok, în care un pădurar din zonă povestește că această apă este legată prin canale tainice cu marile oceane ale planetei. Legenda spune că pe malurile lui, de-a lungul anilor, s-au făcut descoperiri misterioase ale unor epave de mult dispărute în vâltoarea oceanelor. În anul 2003, la suprafața apei a apărut, nu se știe de unde, o vestă de salvare cu însemnele marine militare americane. După cercetările realizate de autoritățile locale, s-a constatat că vesta aparținea marinarului american Sam Belovsky, de pe distrugătorul USS Cole. În octombrie 2000, în portul Aden, din Yemen, s-a declanșat un atac terorist asupra navei, soldat cu moartea a 17 militari. În urma atentatului, matelotul Sam Belovsky a fost dat dispărut, iar trupul său nu a fost găsit niciodată. Dar cum a putut ajunge după 3 ani vesta lui de salvare tocmai din Oceanul Indian, într-un lăcușor pierdut din Rusia Centrală, la 4.000 de kilometri distanță? Care a fost traseul ei? Oare legendele lacului fără fund sunt reale? Oare există asemenea căi subterane necunoscute care unesc diferite puncte ale planetei? Tunelurile subterane și peșterile au fost dintotdeauna un subiect care a atras atenția atât a oamenilor de știință, cât și pe acelor pasionați de mistere. Poate pentru că în întuneric se ascund enigme de nepătruns, sau poate pentru simplul fapt că acestea se deschid și acced către centrul Pământului. Pe această temă s-au scris o mulțime de cărți și povești fascinante, s-au realizat sute de filme de aventuri care au îmbogățit și mai mult imaginația oamenilor. Cert este că acestea există peste tot în lume, fie că vorbim despre galeriile antice, recent descoperite sub Ierusalim, despre tunelurile de sub marile piramide din Egipt sau de canalele subterane săpate de dedesubtul Mexicului. Arheologii și oamenii de știință au început să-și pună tot mai des întrebarea dacă nu cumva aceste rețele subterane au fost cândva conectate între ele. Lungimea lor nu a putut fi determinată precis, pierzându-se într-un nesfârșit labirint în interiorul Pământului. De asemenea, nimeni nu a putut confirma faptul că ele au fost construite în aceeași perioadă. Și totuși, când și cine le-a creat și în ce scop? În regiunea Volgograd, din Rusia, există un lanț muntos cunoscut sub numele de Medveditki, care, începând cu anul 1997, a fost studiat în detaliu de organizația Cosmopoisk, adică cercetașii cosmosului. Aici a fost depistată și cartografiată o rețea extinsă de tuneluri, cercetată pe o distanță de 10 de kilometri.
Aceste pasaje subterane au un diametru de la 7 până la 20 de metri și pe măsură ce se apropie de creasta muntelui, se lărgesc tot mai mult, ajungând până la 120 de metri, transformându-se sub munte într-o sală imensă. De aici se ramifică alte 3 tuneluri în diferite unghiuri. În Uniunea Sovietică, la începutul anilor 50, la propunerea lui Iosif Visarionovici Stalin, a fost emis un decret secret al Consiliului de Ministri al Uniunii Sovietice referitor la construirea unui tunel pe sub strâmtoarea Tatară, care desparte Rusia continentală de insula Sahalin și care leagă Marea Ohotsk la nord cu Marea Japoniei la sud. În condițiile declanșării războiului rece pentru a contracara pericolul bazelor militare americane instalate în Japonia, Stalin a ordonat construirea unui pasaj subteran prevăzut cu cale ferată între insula Sahalin și Rusia. Tunelul fusese trasat și construit ținând cont de geologia dificilă a solului de sub fundul apelor. Pereții săi erau foarte netezi, acoperiți cu un material care semăna cu lava vulcanică. Toți cercetătorii ruși au fost însă de acord că acel material nu era unul creat de natură. În urma unui studiu aprofundat, s-au ajuns la concluzia că asupra pereților se acționase simultan, termic și mecanic, iar rezultatul fusese această crustă cu o grosime de 1,5 mm deosebit de rezistentă. Nici măcar tehnologia modernă nu ar fi putut realiza o asemenea lucrare. Găsirea unor obiecte stranii în tunel, a unor mecanisme de neînțeles, instrumente și echipamente necunoscute și chiar despre fosilele unor animale neidentificate. Imediat după abandonarea acestui gigantic și ambițios proiect, serviciile secrete sovietice au preluat toate aceste valoroase artefacte care, în decursul deceniilor, s-au pierdut. Orașul subteran de sub Marele Canion. Conform articolului, exploratorul G.A. Kincaid, în timpul expediției sale în Marele Canion, a făcut o descoperire uluitoare. Un întreg oraș subteran, cu o rețea de tuneluri în care s-au găsit dovezi ce indică faptul că civilizațiile antice au migrat în America din Orient prin aceste căi subpământene. Cercetătorul a demonstrat, aparent convingător, că populația care locuia în aceste caverne misterioase, adânc săpate în stâncă, era de origine orientală, posibil din Egipt. În publicație se relatează că echipa coordonată de Kincaid a descoperit o cameră gigant de aproximativ 1500 de picioare, adică aproximativ 450 de metri, din care porneau 10 de pasaje ca, cităm, spițele unei roți. Recent, arheologii au descoperit un tunel vechi de 1800 de ani care duce în direcția unui întreg sistem de galerii aflat la 12 metri sub templul șarpelui cu pene din Mexic. Orașul Teotihuacan a fost construit de o populație relativ puțin cunoscută care a atins apogeul între anii 100 înainte de Hristos și 750 după Hristos. Templul a fost ridicat între anii 150-200 după Hristos. Din motive necunoscute, orașul a fost abandonat până la venirea în zonă a populațiilor aztece în 1300 după Hristos. Aceștia din urmă au dat și denumirea de Teotihuacan, care înseamnă locul unde oamenii devin zei. În zona Europei Centrale, pe teritoriile Cehiei, Poloniei și Slovaciei, se întind Carpații Beschizi. La granița dintre Polonia și Slovacia se află cea mai înaltă culme, Babia. Babia Gora, mai precis, cu o altitudine de 1725 de metri. În folclorul celor două popoare există multe legende legate de acest vârf. Se spune că locuitorii zonei păstrează secretă existența unui tunel sub munte. În urmă cu câțiva ani, într-un ziar local polonez a apărut relatarea unuia dintre locuitorii satului Zavoja, Stanislav Poniatowski. El a povestit că în anii 60, tatăl său i-a dezvăluit taina munților. Au plecat împreună din sat către Regina Babia, cum îi spuneau,
și ajungând la o înălțime de aproximativ 600 de metri, tatălui s-a oprit și i-a spus că acolo va vedea o altă lume, va afla un secret care este transmis din generație în generație. Cu un efort imens, au dat la o parte o stâncă și dedesubtul ei, Stanislav a văzut un puț cu o deschidere largă ce ducea către miezul pământului. Pereții erau netezi și lucioși, de parcă ar fi fost acoperiți cu sticlă. Tata a aruncat o frânghie și am început coborârea. În interior, în mod straniu, aerul era uscat. Am coborât câțiva metri până am dat de un tunel. Apoi, ne-am continuat călătoria prin tunelul ușor înclinat către interiorul pământului până la o sală spațioasă cu o formă ovală. De acolo plecau mai multe tuneluri în toate direcțiile. Tata mi-a spus că, urmând traseul lor, de aici se poate ajunge în alte țări și chiar pe alte continente. Tunelurile din stânga duc în Germania și mai departe în Anglia până în America, iar cele din dreapta se întind prin Rusia și apoi prin China și Japonia, tot până în America, unde se înnoadă iarăși cu tunelul din stânga. A declarat la vremea interviului pentru ziarul polonez Stanislav Poniatowski.